Adina și-a făcut curaj să vină la Vedeta Populară, încurajată de profesoara ei de canto, aceeași care îi va fi alături pe scenă în proba de duet. Doamnelor și domnilor, Adina Lezeu și Antonela Ferche Buțiu. Bună seara, Antonela, bine ai revenit la noi. Bună seara, bine v-am regăsit. De data aceasta alături de altă elevă de-a ta, despre care ce ne spui? Am deplină încredere în ea, în potențialul ei. Am insistat foarte mult să meargă la preselecțiile pentru Vedeta Populară, pentru că ea are nevoie de încurajare. A debutat în seara aceasta pentru prima dată pe scenă, a urcat. Pentru prima dată în viața ei a cântat cu orchestră. Fantastic! Ce frumos! Da, e... În sufletul ei sunt convinsă că emoțiile sunt colosale. Eu sper să treacă peste aceste emoții colosale și să dovedească onoratului juriu că își merită acolo drumul spre semifinale. Doamne ajută! Mulțumim foarte mult, Antonela! Mulțumim! Mulțumim că ai fost alături! Să auzim ce spune juriul. Așadar, Grigore Leșe, vă rog. A fost un moment minunat, curat românesc, cu cadențe la locul lor, cu ritmurile la locul lor, cum trebuie să fie. Îmbrăcate după melodie, a fost minunat. E primul moment pe care îl apreciez la superlativ. Vă mulțumesc. Mulțumim, mulțumim. Păcat că nu aveți gol de bas. Să uitați un mare abubaz. Elize Stan, vă rog. Ai cântat foarte bine, Adina, și s-a văzut că ai prins curaj din momentul în care doamna profesoară te-a luat de mânuță. Ai înflorit și ai cântat mult, mult mai degajat decât la prima probă. Bravo! Mulțumim! Niculina? Da, frumos. E adevărat, a cuprins așa și cu privirea și cu prezența ei și așa ca și când ar fi vrut să o bage într-un glob de sticlă și să oferească de tot ce ar fi putut să-i se întâmple rău,
ca să-i fie bine. Și asta este încă o șansă pentru noi, că mine pe mine ajungem la pensie și eu vreau să mă uit în jur și să văd frumusețe. Beau o cafea, mă uit la televizor peste vreo 50 de ani, că până atunci nu mă las, la vedeta populară, văd pe altcineva în juriu și eu de acasă zic, a, dacă eram eu, cum ziceam. Așa. Dar nu mai sunt. Așa și voi. Să aveți grijă de voi și de ce vă înconjoară, pentru că ne punem nădejdea în generațiile care vin. Felicitări! Vă mulțumim, Cornelia! Of, Adina, ești atât de dulce și de dragă de nu se poate. Opa. Așa e? Opa, nu. Ești chiar așa acum. O dăm în partea aia la altă, că și ea lumea în cap acasă. E minunat ce face Antonella. O felicit pentru asta. O felicit că te-a încurajat. Și să știi că pentru mine a cântărit foarte mult faptul că am auzit că tu astăzi ai cântat pentru prima oară, da, acompaniată de orchestră. Este a fost debutul ei absolut la un concurs. Da, așa este. Deci ești o fericită. Îți dai seama să debutezi la vedeta populară. Îmi doresc să mai aud de tine. Vă mulțumesc. Să perseverezi. Mulțumim. Bogdan? Spune-mi, te rog, a fost inițiativa ta să vedem și o higheghe cu Tolcer sau a fost inițiativa domnului dirijor? A fost inițiativa domnului dirijor, deoarece eu am prea puțină experiență să pot să vin cu anumite sfaturi, să zic așa. Ce e Tolcerul? Sincer, e Tolcerul. Ah, că sună boală. Și am făcut la stomac Tolcer. La rinic se face. La rinic se face Tolcerul. Bun, bun. E bine, oricum, ai fi putut să faci această sugestie și ar fi fost foarte bine. Eu mă bucur când aud o bihoreancă tânără cântând pe dedesubtul acestui veritabil simbol sonor și inclusiv vizual al părții din care vii. Și eu aștept proba a treia, pentru că e destul de clar că numai în aia mai stăm, pentru că am văzut niște concurenți foarte, foarte bune astăzi. Mulțumim, draga noastră! Succes la proba a treia! Vă mulțumesc!